Garry Kasparov jucată cu Boris Gelfand în 1993. Gata. Bine ai venit și tu, Century. Deci, partida asta este o jucată în 1993 la Linares. Kasparov era tăticul absolut al mișcării șahiste mondiale din acea vreme. Și vom vedea, practic, o partidă superbă de atac a regelui advers. Practic, se poate încadra foarte bine la o lecție bazată pe astfel de subiect. Deci, Kasparov este cu albul, Gelfand este cu negru. Gelfand și la ora actuală este jucător activ, are 50 de ani, dacă nu o fi împlinit chiar 51. Da, mă uit la el, da. Și l-a scăpat Carlsen cap pe Kasparov, l-a scăpat pur și simplu, au făcut remiză. Dar era câștigat Carlsen acolo. Am să mă uit și eu, am să pregătesc pentru mâine chiar niște poziții. Exact ca acum, da, 16 ani. Da. Corect. Deci, E4, C5, siciliană. Cal F3, D6, D4, CD4, cal D4, cal F6, cal C3, A6. Și la ora actuală, cea mai jucată variantă din lume, la siciliană. Sistemul Neidorf, da? Și aici tu cu albul ai mai multe, foarte multe, inclusiv A3 este continuare aici, dacă vă vine să credeți. Deci, A3 sau A4, G3, nebune 2, nebune 3, nebun G5, F4, deci sunt H3 inclusiv, s-a demonstrat că este o mutare jucabilă. În partida de față, Kasparov adoptă nebun C4, care este denumită atacul Sozin-Fischer. Adică Sozin l-a inventat, iar Fischer l-a perfecționat, ca să spun așa. Pion E6, nebun B3, pion B5, rocadă mic. Dacă vă aduceți aminte, adică de fapt numai Sofie poate să-și aducă aminte, deci am avut odată o partidă de-a lui Tal, o să încerc să le pun înapoi pe Twitch, jucată în 1959, Bobby Fischer la alb, Mihail Tal la negru, în care aici pur și simplu negru joacă B4 și după cal A4 da Century. Da, dăm. O accept cu cea mai mare plăcere, mai ales dacă e bună. joc cu ei. Joc, să știi că și joc cu ei. Și facem, îi și învăț. Dar cei care mai intră. Deci revenim la partidă. Am încercat și asta și chiar destul de des. Iar Tal aici a jucat calea pe E4. Practic, negru ia un pion. Dar după F4, G6, F5, pur și simplu albul obține atac. De exemplu, GF5, cal F5. Așa s-a jucat partida aia. Și albul aici obține un atac foarte, foarte puternic. Deși Tal s-a apărat cu succes și inclusiv chiar a câștigat acea partidă, da? Varianta asta este extrem de periculoasă pentru negru și de obicei nu se mai joacă la nivel mare. Deci aici pur și simplu Gelfand a jucat nebun E7. Dama F3, dama C7. Observați că aici deja avea, deci deja în albul cu acest damă F3 are o amenințare, pion E5. Și un fel de atac
prin descoperire asupra turnului din A8 și un atac simplu de pion asupra calului. Deci aici, de exemplu, dacă faci rocadă, pierzi imediat partida. Este siciliana. Meriet pinguin. Asta e siciliană. Naidor. Deci dacă faci rocadă aici, după E5 ești complet pierdut. Pentru că ai și turnul din A8 și în speță și calul din B8 după ce iau turnul și calul din F6. De aceea aici, practic, negru jucând damă C7 cu pion rege. Ăla-i jocul celor patru cai. E4, cal F3, cal C3, vrei să spui. Da, jocul celor patru cai. Dar nu prea se joacă la nivel înalt. Deci acum acest damă C7, practic, nu mai poți să joci E5. Toată lumea vede, pentru că negru are... Nu, eu nu vă recomand să învățați nicio deschidere. Eu vă recomand să aplicați cele trei principii și să țineți cont de sfaturi. Deci principiile nu pot fi încălcate de nicio culoare, sunt un fel de tabu pentru noi jucătorii de șah. Adică lupta pentru centru, scoaterea pieselor afară și punerea regelui la adăpost. Astea sunt cele trei principii care trebuie să le urmărești în deschidere. Dacă vrei să înveți deschideri, trebuie să ai deja, să ajungi la un nivel superior în care joci în concursuri oficiale și îți dai seama că ai nevoie de așa ceva. Adică să cunoști o deschidere până la mutarea 15-20 încolo. Dar în rest, eu zic că nu merit. Eu la un moment dat, de exemplu, ca să-ți dau un exemplu, pe vremea când eram tânăr și neliniștit și nu existau calculatoare pe lumea asta, jucând în concursuri oficiale, la D4 eu mi-am făcut două caiete, de exemplu, îți dau un exemplu, două caiete cu Indiana Nimzovici, cu apărarea Nimzovici. Dar asta simți mai târziu. Deci revenim la partid. Acum E5 nu mai merge datorită acestei mutări intermediare. Nebun B7. Bun. Kasparov joacă damă G3. Atacă pionul din G7. Rocadă mică. Nebun H6. Dintr-o dată observați cum se aruncă pe bibic. Deci nebun H6, pionul acesta nu poate să leagă pentru că este legat. Cale 8. Turn de AD1. Nebun D7. Dezvoltare. Și aici Kasparov vine cu o noutate. Să nu credeți că această poziție nu s-a întâlnit. S-a întâlnit în mai multe partide jucate și de obicei aici albu juca ori A3, ori F4. Kasparov vine aici cu o noutate, că de-aia îi spune la mutările astea sunt considerate noutate. Adică nu au fost jucate până în acel moment deloc. Deci în 1993 Kasparov vine cu această mutare, cal F3. Și când te gândești, bă, ce face calul ăsta? Pleacă din centru spre marginea tablei? Nu! Să vedeți cum încet, încet Kasparov construiește efectiv o forță nemaipomenită de atac împotriva acestui rege de aici. Și aici, Gelfand, luat prin surprindere, normal, trebuia să joace cal C6. Mutare de dezvoltare normală, să-și termine dezvoltarea, dar încearcă să devină agresiv și joacă B4. Deci B4, cale 2, uitați cu toate piesele albe, încet, încet, încep să migreze spre flancul regelui, spre regele negru. A5, asta este de fapt ideea lui Gelfand și ideea
mutării B4. Observați săgeata roșie a acelui pion, încearcă să prindă acel nebun în cursă. Deci dacă te gândești aici, dacă negru ar fi la mutare, ar juca A4. Bye bye nebun alb. Țineți minte un lucru. Foarte important într-o partidă de șah este ca tu să-ți impui planul tău de joc. Deci să impui mersul lucrurilor. Normal aici, dacă ești căprioară, zici, vălea, vine ăsta pe mine, vrea să-mi ia nebun. Și îți faci un loc de nebun. Ori cu C4 sau C3, ca să ai unde să ți-l retragi. Kasparov zice, nu tăticu. Eu te atac pe mine, nu tu pe mine. Și acest cal F4, practic îi arată negrului că n-are cum să joace A5. A4, scuzați. Ce-ați juca cu albul aici? Cine propune o variantă? Acel cal la F4 a venit cu un scop. Ar fi urmat nebunea pe G7. Opsa. Dintr-o dată amenință nebun F6 cu mat. Trebuie să-l iei. Dar după cal H5 te-ai ridicat. Toată lumea vede, da? Deci acesta a fost rostul lui cal F4. Și atunci Gelfand de aproape e forța la mutarea asta. Scuzați-mă. Nu joacă A4, normal, că și Gelfand, încă o dată, el este locul 46 în lume și la ora actuală. Deci, în continuare, în primii 100. A jucat rege H8. Iar în 2011 a jucat meci pentru titlul mondial cu Anand, în care, deși a fost învins, deci, practic, la ora aceea, în 2011, el era numărul 2 în lume. Înaintea lui Carson, înaintea tuturor vedetelor de azi. Deci acest rege H8, acum, de ce joacă rege H8? Ca să facă loc turnului de la F8 la G8, să apere. Deci acum asta e o prostie. Nu numai că nu mai poți, nu mai e calul legat. Da? Și în plus face loc și turnului de la F8 la G8. Deci revenind înapoi, suntem aici, rege H8. Nebun G5. În continuare, Kasparov nu dă nicio importanță acestei amenințări. A4. Atac. Deci el atacă. Acum atacă nebunul din E7. Și problema este următoarea. Dacă bați cumva acel nebun, după cal G5, A4 și zici, ia, am pus mâna pe figură, ai pus, dar consecințele sunt dezastroase. F6 în niciun caz nu merge pentru că ar urma șah. Nu poți să-l bați, da? Că dacă bați, vine damă H4, damă H7 mat. Și atunci trebuie să joci rege G8, cale 7, cal H7, ești varză. Ești complet terminat. Uitați ce gândește în continuu. Ca și ieri, în ziua de, în partida de ieri. Sper că v-a plăcut. Dar nu știu dacă ați fost. N-ați fost nici centuri, nici. Doar Sofia a fost. Bun. Deci aici, pur și simplu, nu poți să bați acel nebun. Și atunci Gelfand joacă cal F6. Și aduce calul înapoi. Păstrând în tolbă, ca să spun așa, această amenințare A4. Damă H4. Nu-l bagă în seamă, pur și simplu. Bate tu acolo, dacă vrei. Și aici, practic, Gelfand face greșeala, ca să spun așa, decisivă, prin care pierde partida. Joacă nebun B5. Vreau ca să înțeleg, haideți să ne uităm, normal trebuia să joace cal C6, să scoată absolut ultima piesă
la luptă, mai ales că acest calce 6 ar fi avut rostul de a-și apăra și nebunul din E7, da? Dar ce se întâmpla la A4? Din nou, zici, băi, dar totuși îți iau o piesă. Cal H5, AB3, cal F6, mat la H7. Nebun F6, dacă bați cu pionul e și mai grav. Adică intri în aceeași variantă, ca să zic așa. Și aici ai așa, GF6, dama F6, cal G5, cu amenințare dama H6, mat imparabil, nebun B5, dama H6, și după F6, șah, șah, zbang. Și ești complet pierdut aici. Sau, calcul. Mult, mult calcul pe capul acestor mari maestri, unul dintre ei considerat cel mai mare jucător din toate timpurile. Deci dacă ai fi bătut, dacă nu bați aici și joci BC2, să zicem, ce ar fi urmat? Imediat mat. Cal G5, mat. Deci să bați undeva în C2 sau în A2 ar fi o porcărie. Ce mai poți să joci aici? Turn A5. Să zici, mamă, să țin linia 5. Cal G5, țin-o tu dacă poți. Dama G5. Și acum ești forțat practic la turn G8. Pentru că dacă bați, ești mat imparabil. Deci, observați regele ăla cum este săracul foarte, foarte singur pe acolo, fără piese în apărare. Deci, practic, aici trebuie să joci turn G8, dar după turn D3, BC2, turn G3, în continuare ești mat pe G7. Toată lumea vede, da? Nebun, G7 este imparabil. Degeaba scos tu damă. Nu te bag în seamă. Da? Bun. Haideți să revenim să vedem ce s-a jucat în partidă. Deci, încă o dată, în partidă, mutarea normală ar fi fost cal C6. Dar el, încercând să devină agresiv, deci A4 nu mergea. După dama H4, încearcă să devină agresiv și joacă nebun B5, atacând acest turn din F1. Câte piese avem sofi în atacul regelui negru? Păi avem așa, 1, 2, 3, 4. Dar nu ne-ar place și ăsta să participe? Deci normal, încă o dată v-am spus, dacă ești vânat aici, muți din turn. Turne 1. Dacă ești un adevărat prădător, vezi de fapt că acest nebun de la B3, ca să aibă atac asupra acestui rege, trebuie să aibă diagonala deschisă. Și uitați ce joacă Kasparov aici, cal D4. Zice, ia-m tu nebunul, mă. Dacă-ți dă mâna. Pentru că în partidă, Gelfand a jucat sărac cu nebun E8 la loc. Dar dacă bați nebunea pe F1, pierdea imediat după cale 6, F6, nebune 6, cu mat la G6. Observați? Și după, de exemplu, dacă joci H6 imediat, ai pierdut partida, iar dacă joci, deci aici trebuie să iei măsuri împotriva lui cal G6.
Deci ai ori H6, ori G6. Dacă joci cal pion G6, cal G6, ești din nou mat. Foarte bine, Sofie. 4 piese. Deci, practic, aici Gelfand își dă seama că a făcut o mutare stupidă. De fapt, o adevărată pierdere de tempo aici. Își dă seama de greșeala făcută și încearcă să se apere acum să retrăgându-și nebunul la loc, nebune 8. Dar e cam prea târziu. Bate. Bate. Deci până acum a dat un cal pe 2 pioni. Dama 7. Pione 5. Deci când ești în atac, deschizi toate liniile și coloanele. Acest pion E5 este îndreptat, pentru, are ca scop să deschidă și coloana D pentru turnul din D1. Bate, zbang, nebun F6, turn D8. Ați văzut care e rostul lui E5? A intrat turnul ăla ca în brânză. Deci, practic, aici, deși se poate spune că negru are un nebun și un cal în plus, un nebun și un cal pe o tură, scuzați-mă. Deci e clar, Kasparov are un fel de atac la liber. Deci, practic, n-are decât, ca material, n-are decât un pion în minus. Dar uitați-vă, piesă care doarme, piesă care doarme, piesă care iar doarme. Nu doarme, dar e pe poziția inițială. Iar regele ăsta din nou nu are păturic. Spart la colț, vai de fundul lui. Cal D7. Ce mutare ați face aici? Cine îmi spune? Ia uitați, ce arată săgeata verde. Da, mă, G4. Ia-mi tu turnul. Că ești mat la G8. Nebun G7, ca să închidă dita mai coloană. Ce mută Kasparov aici? Exact cum arată săgeata roșie. Da, mă, E6. Este absolut, ca să spun așa, și aici, practic, Gelfand a cedat. Pentru că după turn de 8 urmează mat. Absolut înfricoșător acest atac, ca să spun așa. Sper că v-a plăcut. Mai sunt 10 minute. Haideți să facem repede și niște exerciții din poziții.